un vis, o casă, o familie, o prietenie, o amintire. Construim în fiecare zi, iar cărămidă cu cărămidă ne putem construi casa pe care ne-o dorim. Casa mea urma să aibă 52 de cărămizi, 12 stâlpi, 4 pereți și câte o fereastră. O fereastră pe care în fiecare zi intrau noi gânduri, sentimente și emoții. În octombrie 2015, un prieten mi-a recomandat să vin aici la 5MS pentru a-mi învinge teama de a vorbi în public. Am zis, ok, hai să vedem ce o să se întâmple. Așa că, pe data de 25 noiembrie 2015, am venit pentru prima dată la 5MS. Am avut super multe emoții și nu mi-am imaginat niciodată că o să vin în rolul de invitat special. Așa că mi-am pus o întrebare pe care mi-o pun deseori și pe care vreau să vă adresez și vouă. Cum am ajuns astăzi aici? Așa că mi-am deschis jurnalul meu personal, Facebook-ul. Sunt o persoană vizuală și îmi aduc foarte ușor aminte prin ce am trecut și prin ce am trăit cu ajutorul pozelor. La final de 2015 am început să fiu interesată de dezvoltarea personală. O foarte bună prietenă de-a mea, Maria, își propusese pentru anul 2016 să citească o carte pe săptămână, iar la final să facă un review video cu acea carte. Am zis, interesant. Și cum sunt o persoană curioasă din fire și competitivă, am zis, hai să încep și eu să citesc, așa dintr-o joacă, să vedem ce este. Și am început să citesc, dar mi-am stabilit ca în fiecare duminică să fac o poză cu acea carte, ca și cum aș fi trecut linia de finish. Ok? Am terminat cartea. Din luna februarie am încetat să mai pozez cărțile și am zis, hai să trec la book selfie, să vedem ce se întâmplă, mai păstrez și poze cu mine. Și am fost foarte surprinsă să observ că de fiecare dată când postam o poză pe social media, oamenii reacționau foarte frumos. Primeam foarte multe încurajări, foarte multe aprecieri și am început să mă gândesc, devine o provocare serioasă, trebuie să mă pun pe treabă. Au urmat foarte multe conferințe, foarte multe cursuri, foarte multe seminarii la care am participat, de unde am primit foarte multe recomandări de cărți pe care ulterior le-am citit. Odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama cât de mult am crescut, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Am învățat să-mi ascult corpul, să-mi ascult intuiția, am învățat ce nevoi am, am învățat cum să-mi controlez reacțiile pe care le am, astfel încât să pot să am totuși o deschidere către cunoaștere și către mine. Ce m-a impresionat și mai mult e că de fiecare dată când mă întâlneam cu cineva cunoscut, îmi adresa niște întrebări. Ce citești acum? Cum merge proiectul? Câte cărți mai ai? Și eram, wow, dar chiar știi ce fac eu și știi de proiectul meu și mi s-a părut foarte interesant. Cu ajutorul pozelor, de asta mi-am ales și titlul Recompensa, cu ajutorul lor am primit foarte multă motivație, foarte multă încurajare și foarte multă determinare să continui. Această determinare a explodat pentru mine luna septembrie, când am mai acumulat încă două provocări. O lună întreagă am băut doar sucuri de fructe și legume și am participat la un proiect unde am mers pe jos 550 de km într-o lună. Și a fost, wow, o să fac multe chestii acum. Dar ca orice poveste, ajungem și la punctul culminant. În luna decembrie, în data de 2 decembrie 2016, mai aveam de citit 11 cărți. Că nu, a fost vară, festivaluri, nu prea am dormit, mai mult am dansat. Și eram ok. Au luat un moment de panică în care eram, acum ce fac? Nu mai termin proiectul, dezamăgesc oamenii, ce o să fie, ce o să se întâmple. Dar am zis, dacă tot am citit atât, așa cum am acumulat atât de multe informații,
hai să pun în practică ce am învățat. Bun. Primul pas a fost să să vizualizez această imagine cu toate cărțile citite. Și nu puteam să o finalizez dacă nu le aveam pe toate 52. Iar al doilea pas, mi-am făcut un team cu toate cărțile pe care le mai aveam de citit și am început să citesc. Una câte una, cât timp aveam în fiecare zi. Și surprinzător, în data de 28 decembrie, am terminat de citit tot. Și eram, wow, ce tare, nu pot să cred. Bun, asta am făcut pentru mine. Dar pentru că am vrut să dau mai departe toate încurajările, toată motivația pe care le-am primit de la oamenii din jurul meu, m-am decis să-mi scriu un articol în care să prezint cum a fost experiența, ce lucruri am învățat, de ce e bine să citești și cum să citești. Apropo, am uitat să vă zic, foarte multe cărți le-am citit în timp ce mergeam pe stradă, pentru că mergeam foarte mult pe jos, nu plăcea să pierd timpul și am zis că e mai ușor așa să termin. M-am apucat să scriu articolul, a fost o noapte destul de grea pentru mine, nu știam oare ce cuvinte să aleg, cum să mă exprim astfel încât să pot transmite oamenilor ceea ce am învățat eu. Am reușit și am avut o surpriză extraordinară, când după publicarea lui și după postarea acestei fotografii, 9 oameni și-au propus să citească pentru anul următor câte o carte pe săptămână și vreo 2-3 și pe aici prin sală, printre care și Ovidiu. Și eram, wow, nu pot să cred. Voi mi-ați dat motivație și acum vă ofer inspirație. Și a fost o chestie extraordinară. Dintre toate cărțile pe care le-am citit, 3 dintre ele au avut un impact mai mare asupra mea, să zic așa. Una dintre ele a fost The Slight Edge. Este o carte care vorbește despre efectul cumulativ și că orice faci contează. Exact cum am făcut și eu, am citit câte un pic în fiecare zi, nu mi-am propus ceva standard, pur și simplu, într-o zi poate am citit 5 minute, în altă zi am avut timp să citesc 2 ore, dar toate aceste ore, toate aceste pagini citite, au rezultat în 52 de cărți. Deci nu trebuie să faceți un lucru măreț într-o zi. Pur și simplu să adunați un pic câte un pic pentru un succes mai mare. A doua carte merge cumva mână în mână cu aceasta, se numește Un singur lucru. Ne învață să ne setăm un obiectiv, să zicem pe un an de zile. Iar apoi acel obiectiv să-l împărțim în cel mai mic fragment, în cel mai mic pas pe care putem să-l facem în fiecare zi, astfel încât obiectivul nostru să se ducă la bun sfârșit. De-aia am zis că merg mână în mână, că una e într-o parte, una e cealaltă. Fiecare cu varianta pe care o alege. Și cartea de care zicea Lidia, cele 5 limbaje ale iubirii, m-a ajutat să înțeleg în primul rând ce limbaj de iubire am eu și astfel să pot să am relații mult mai armonioase cu prietenii mei, cu familia mea, cu partenerul de viață, cu prietenii, dar în special în relația cu mine. Și să mă înțeleg, să-mi înțeleg nevoile, și ce pot să fac ca să-mi îndeplinesc toate aceste nevoi. O carte pe săptămână n-a fost despre citit. A fost despre creștere, a fost despre dezvoltare, a fost despre curaj, despre inspirație, a fost despre foarte multe experiențe noi, a fost despre foarte mulți prieteni noi pe care am și astăzi și a fost... Nu știu, a fost o experiență extraordinară pentru mine și chiar vă recomand să o încercați. Cele mai importante lucruri pe care le-am învățat sunt că orice s-ar întâmpla, este foarte, foarte important să continui. Nu contează dacă într-o zi ai fost obosit și n-ai făcut ceva, nu contează. Continuă în următoarea zi. Iar un alt lucru foarte important e că atunci când îți faci publice obiectivele, oamenii din jur te sprijină și, după cum ziceam, ei îți oferă motivație, iar tu, la rândul tău, poți să le dai inspirație. Și se creează o situație win-win și toată lumea are de câștigat. Și aș vrea să vă las cu două întrebări. Prima, tu ce ai face în 52 de săptămâni? Și a doua, pentru că ați venit să aflați care va fi cartea voastră pentru 2018, ce nevoie am eu acum să știu, ce am nevoie să știu, ca să am un an 2018 plin de entuziasm și să-mi trăiesc viața la maxim. Mulțumesc!